Putul acestei săptămâni vine cu o decizie mult așteptată în coaliție. Mâine este ședința dintre PSD și PNL, în care va fi decisă data alegerilor. Președintele PNL Nicolae Ciucă pare că n-a obținut ce a vrut în urma negocierilor. Marcel Ciolacu a anunțat ferm că vom alege următorul președinte în septembrie, deși Nicolae Ciucă voia în noiembrie sau în decembrie. Dar cu toate detaliile despre tensiunile din coaliție vine colegul meu Silviu Jugaru. Bun găsit, Silviu, ești în direct. Te ascultăm. Dan, bună dimineața, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Mâine coaliția PSD-PNL va decide data alegerilor prezidențiale. Știm că în momentul de față, pe masa alianței PSD-PNL se află două scenarii, cel în care primul tur al alegerilor prezidențiale ar fi pe 15 septembrie, iar turul 2 pe 29 septembrie, în timp ce scenariul al doilea ne prezintă varianta în care turul 1 al alegerilor prezidențiale să fie pe 29 septembrie, iar turul al doilea pe 13 octombrie. Vorbim așadar despre două scenarii care ar avantaja teoretic fiecare candidat din partea PSD-PNL în mod individual. Mai exact, analiștii politici discută despre faptul că dacă alegerile ar avea loc în scenariul întâi, cel cu 15, respectiv 29 septembrie, aici un avantaj l-ar avea Marcel Ciolacu în cazul în care acesta ar fi candidatul PSD, întrucât acesta ar putea să profite de inerția pe care a prins-o în urma alegerilor locale din 9 iunie, dar și de faptul că acesta este prim-ministrul actual al României. Scenariul al doilea, în schimb, îl pune în avantaj mai mult pe Nicolae Ciucă, pentru că acesta ar avea timp să își crească sondajele și vizibilitatea în timpul campaniei electorale, pentru că știm că dacă scenariul întâi ne prezintă 15, respectiv 29 septembrie pentru alegerile prezidențiale, asta ar însemna că o bună parte din campania pentru prezidențiale s-ar desfășura în luna august, moment în care foarte mulți români sunt plecați în concedii și nu ar putea să stea aproape și să observe în detaliu campania electorală a fiecărui candidat în parte. Mai mult decât atât, dacă vorbim de scenariul al doilea, acest caz l-ar prezenta și ar da timp suficient lui Nicolae Ciucă să crească, după cum vă spuneam, în vizibilitatea publică, pentru că vedem deja că au început să apară panouri care îl prezintă pe actualul președinte al Senatului, dar și președinte al Partidului Național Liberal, ca fiind un ostaș în slujba țării. Așadar, vorbim despre două scenarii cu doi posibili candidați care s-ar afla într-o cursă foarte strânsă. În schimb, concret, vom ști abia mâine care va fi decizia coaliției cu privire la alegerile prezidențiale, pentru că, repet, există două scenarii, cel în care discutăm despre 15, respectiv 29 septembrie și scenariul al doilea în care discutăm despre 29 septembrie primul tur și 13 octombrie turul al doilea.